Ce meserie a avut Gabriela Lucuțar, cea supranumită regina Întunericului, înainte să-și facă firmă de pompe funebre? Gabriela Lucuțar, cunoscută ca regina Întunericului, este proprietara unei firme de pompe funebre. A ajuns în atenția publicului după ce s-a ocupat de înmormântarea Ionelei Prodan. Tot ea este cea care a organizat înmormântarea secretă a lui Silviu Prigoană. Dar, înainte de a face afaceri cu pompe funebre, Gabriela Lucuțat avea o altă ocupație. Gabriela Lucuțar, cea supranumită regina Întunericului, a tras atenția publicului prin combinația sa unică de stil sobru, eleganță și un domeniu de activitate neobișnuit. Gabriela Lucuțar și-a construit un imperiu în industria pompelor funebre, organizând ceremonii funerare pentru diverse vedete. Deși astăzi este o prezență bine cunoscută în mass media, cu apariții la emisiuni precum lacuțite și Imperiul Leilor. Puțin știu care este adevărata sa profesie și cum a ajuns să transforme un domeniu sumbru într-o afacere de succes. Gabriela Lucuțara a intrat în lumea afacerilor în 2008, când a început să activeze în industria funerară. Înainte de asta, a lucrat ca autopsier. Meseria ei de bază, care implică îmbălsămarea și pregătirea celor decedați pentru un mormântare, i-a permis să acumuleze experiență și să dezvolte o abordare diferită față de concurență. Tunsoarea scurtă mă reprezintă nu m-aș mai vedea cu părul lung, deși necesită foarte multă atenție și îngrijire. Trebuie aranjat mereu la salon. E mult mai complicat și mai costisitor să ai o soare scurtă. Îmi place să fiu elegantă. Chiar și în cimitir, la înmormântări, mai port pantofi cu toc, deși nu sunt mereu confortabil. Dar, țin la imaginea mea, nu pot purta adidași la un costum scump, a spus Regina întunericului.